Salut, salut! Ne apropiem foarte, foarte repede de examenul de bacalaureat, iar pentru asta o să mai facem câteva episoade care să vă fie vouă utile. Prin urmare, astăzi o să vorbim despre Iona. Autorul însuși numește această operă o tragedie în patru acte. Este vorba despre o parabolă dramatică care aparține neomodernismului. Acum, ce cu acest neomodernism și ce presupune el? Neomodernismul se axează foarte mult pe probleme ale existențialului. Da? Sunt exploatate foarte mult aceste polemici, aceste problematici ale existenței umane, ale individului. E foarte mult exploatat psihologismul și condiția omului. De asemenea, avem de-a face cu un limbaj adesea ambigu, foarte vag. Totodată, miturile antice sunt reinterpretate, câștigă noi valori și sunt integrate cumva într-o lume a omului modern. Cum va fi și situația operei de astăzi. Așadar, Iona, scrisă de Marin Sorescu, vine să modifice substanțial conceptul despre teatru în literatura română. În 1968 este publicată în revista Luceafărul, ea aparținând unei trilogii dramatice intitulate Setea Muntelui de Sare, care a fost publicată în 1974. Prima referință pe care o avem și poate cea mai evidentă, care reiese evident din titlu, este cea a parabolei biblice a pescarului Iona. Marin Sorescu însă doar preia această idee și o reinterpretează, o refolosește într-un context modern. Vă amintiți ce am spus la început? Ei bine, o reinterpretare, iată, o reinterpretare a unui mit biblic, un mit antic. Așadar, acest pescar, Iona, se găsește într-o zi în barca sa, intenționând să pescuiască. El este înghițit de un pește, mai exact de un chit, iar de aici se va desfășura acțiunea, vom vedea mai departe. Tema tragediei este dată de această problemă a solitudinii, a singurătății individului modern. Problemă care va aduce după sine o serie de insatisfacții. Și acum să o luăm progresiv, da? În primul tablou, dacă suntem atenți, personajul nostru principal, mă rog, și unicul personaj de altfel, își pierde ecoul. Metaforic vorbind, această întâmplare echivalează cu pierderea sinelui. Avem un personaj în căutarea propriului sine. Practic, asta e problematica individului expusă și exploatată aici. Această pierdere a ecoului reprezintă alienarea. Da? Iar această singurătate vine totodată și cu un refuz al expresiei divine. Nu există o divinitate, nu există un zeu, Dumnezeu. Vom vedea pe parcurs această problemă se repetă adesea. Deci, practic, înstrăinarea față de sine duce și la izolarea față de orice doctrină, orice concepție. Individul se simte izolat total. O altă scenă reprezentativă foarte importantă pentru a înțelege această singurătate este aceea în care el îi întâlnește pe cei doi pescari, vorbim de burta peștelui deja, iar aceștia refuză să comunice, da? Ei există acolo, dar nu participă la dialog. Practic avem un dialog monologat. Personajul încearcă, dar este refuzat în această privință. Iată problema omului modern, singurătatea în mijlocul colectivului. Practic aceasta este viziunea autorului, omul modern, omul contemporan. Datorită acestei dezvoltări precoce, rapide, această dezvoltare dinamică duce la
însingurarea individului, practic. Soliloquiul sau monologul, este un alt termen pentru monolog, este modul de expunere dominant și până la urmă este normal să fie așa. Avem un singur personaj care discută, care vorbește practic cu el însuși, în căutarea propriei identități. În afară de aceasta, mai există câteva intervenții ale autorului, câteva didascalii care sunt evident puse acolo ca să ne ajute să ne conturăm un univers, o imagine de ansamblu a scenei pe care a imaginat-o Marin Sorescu și evident pentru a putea fi pus în scenă. Iona, după cum bine știți, poate ați și văzut, o să vă las eventual și eu un link în descriere, încă se joacă, este o operă dramatică foarte apreciată, datorită faptului că, după cum am spus, vine ca un suflu nou, vine ca o revitalizare a teatrului, a conceptului de teatru, renunțând la rigorile teatrului clasic. Marin Sorescu vine cu o idee nouă. Ce se întâmplă pe scurt, ca să rezumăm această acțiune a operei? Acest pescar, Iona, este înghițit de un pește, da? Și încercând să scape din burta peștelui, cum prin sfintecarea burții, realizează că acel pește a fost înghițit la rândul lui de către un alt pește. Acest lucru se repetă, iar personajul va ajunge la concluzia că este claustrat într-o infinitate de burți de pește. Practic, nu mai are niciun fel de scăpare, iar pentru aceasta își va sfinteca propria burtă pentru a evada. Acum, ce se întâmplă? Această sfintecare a propriei burți, acest act aparent suicidal, este o metaforă a accesării sinelui. Și de ce spun asta? Hai să ne gândim. Hai să privim burțile peștilor ca pe circumstanțe. Să le spunem societate, să le spunem colectiv, da? Și poate alte convenții, nu știu, religie, politică, ne imaginăm puțin. Oricât de mult ar încerca să evadeze din aceste circumstanțe, nu reușește. Însă, în momentul în care își va depăși propriile probleme, propriile frustrări, își va accesa sinele, abia atunci își va găsi liniște. Deci, acest suicid face referire, de fapt, la cunoașterea propriei persoane, propriului individ. Momentul în care realizează care este soluția pentru a-și rezolva această problemă, după cum, dacă ați citit opera, va aclama, era invers, practic realizează că nu exteriorul e soluția, ci interiorul, cunoașterea propriului individ, a propriului sine. Astfel, această moarte nu este un punct final, ci o putem numi o moarte inițială, o moarte mai degrabă inițiatică, un punct de pornire al personajului nostru, ci nu unul final. Acest personaj, Iona, ca o concluzie, rămâne unul emblematic pentru literatura noastră. El reprezintă expresia unui om modern într-o lume lipsită de onestitate și de idealuri, într-o lume superficială în care circumstanțele dictează și claustrează individul. Un individ care, iată, prin personajul nostru, reușește în final să își acceseze sinele, să-și găsească răspunsurile. În lucrarea Triumful lui Iona, Nicolae Manolescu afirmă că gestul final al eroului nu este o sinucidere, ci o salvare, întrucât actul său a fost unul alegoric și care va sfida această infinitate a burților de pești. Da? În linii mari, cam asta am avut de spus despre această operă. Scopul meu este să vă fac să înțelegeți efectiv
și să vă descurcați, să gândiți opera, nu să încercați să memorați comentarii, pentru că nu vă va aduce decât foarte mult stres. Eu am fost Florin, vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici pe canalul meu. Nu uitați să-mi dați un like, un subscribe și un share. Puteți să spuneți și prietenilor voștri despre acest canal. Până atunci, ne auzim cu bine. Salut!